Cifrele raportate de diferite instituții ale statului nu bat. Conform datelor privind șomerii și persoanele asigurate, rezultă că peste 230.000 de gorjeni sunt neasigurați, adică nu au locuri de muncă. În același timp, rata șomajului raportată de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă este de doar 2,65%, corespunzător unui număr de 3.600 de șomeri. Din care 1743 sunt femei. Numărul șomerilor indemnizați este de 951, numărul șomerilor neindemnizați 2643. Este o rată a șomajului cu o valoare mai mică decât cea înregistrată în acea perioadă anului trecut. La sfârșitul lunii iunie 2021 aveam 4139 de șomeri și o rată a șomajului de 3,05%. Oricum, în permanență, în ultimul timp, rata șomajului a fost sub 4%. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate au alte cifre. Conform centralizărilor instituției, 23,17% din populația județului este neasigurată. A fost numărul mare de persoane neasigurate înregistrate la nivelul județului Gorj. Avem un procent de 23,17% din populația județului. Prefectul județului Marcel Iacobescu s-a declarat debusolat de cifrele care nu reflectă realitatea în ceea ce privește statutul gorjenilor. Deci cele 230.000 de persoane care practic nu sunt asigurate direct, nu se regăsesc absolut deloc într-o foarte mică măsură în cei 3.600 de șomeri. Și vă las să analizați și să aveți temă de gândire în acest lucru. Pentru că undeva e o neconcordanță. Avem 30% asigurați și 2,65% șomeri. Da, dacă îmi permiteți o mică completare. De fapt, 3.594 de șomeri, aici intrând și cei neindemnizați. Deci, indemnizați pentru care suportăm noi și toate contribuțiile și le plătim, sunt 951. Atunci e și mai grav. Asta e? Avem în județ 230.000 de oameni care nu lucrează, dar în evidență și indemnizați și neindemnizați avem 3.600. Unde sunt ceilalți? Diferențe între numărul populației și cel al angajaților, respectiv șomerilor, au existat mereu. Instituțiile pasează de la una la cealaltă responsabilitatea explicației. Însă un lucru e cert, în statistici stăm din ce în ce mai bine.